2018 va fi un an al reformelor în învățământ. Ministerul Educației vrea să simplifice programul școlar al liceenilor, care în prezent au 13 discipline obligatorii și în plan cultural ne așteaptă multe surprize. Monica Babuc spune că următoarea ediție a Festivalului Internațional Mărțișor va fi cu totul specială. Despre toate aceste schimbări ne-a vorbit într-un interviu Ministrul Educației, Culturii și Cercetării. Ministerul Educației preconizează să simplifice curicula școlară prin reducerea numărului de ore obligatorii. Vreau să ne spuneți de ce este importantă și necesară această reformă. Într-adevăr, vorbim aici mai degrabă despre modernizarea, dezvoltarea curicula națională pe discipline, pentru că Vreau din start să spun că uneori intenția noastră de a reforma și a moderniza curicula se tratează simplist prin cuvântul simplificare. E adevărat că vrem să aerisim, dacă vreți, curicula națională, în sensul în care aceasta va corespunde celor mai importante obiective puse în fața ei. Dezvoltarea competențelor elevilor și uh, adaptarea lor la realitățile vieții. Prin urmare, uh, ceea ce ne propunem în vederea modernizării, dezvoltării și, dacă vreți, simplificării curicula națională, ține de faptul că o bună majoritate dintre elevi Profesori și părinți susțin că numărul de ore care este prezent în programul național de studii, fie că este vorba de cel liceal, în care avem 29-30 de ore, sau dacă vorbim despre învățământul general secundar, cu 26 de ore, este mult prea mare pentru ca un elev să își poată dezvolta abilitățile lui pe care vrea ulterior să le transforme în activități profesionale. Prin urmare, ceea ce ne propunem este ca, începând din treapta liceală, să-i oferim mai multe șanse unui tânăr, unui elev, de a-și dezvolta un parcurs de viață personalizat. Iar asta înseamnă că acei elevi care au predilecții către anumite obiecte, trebuie să aibă posibilitatea să își dedice mai mult timp lor. Prin urmare, vrem să creăm, să reducem un număr cu două sau trei ore obligatorii curicula națională, astfel încât să oferim aceste ore în calitate de opțiuni de studiu pentru acei elevi care își și le vor alege personalizat, și în afară de acest lucru, vreau să spun că noi avem modele de acest sens care au fost exersate în sistemul de educație din Republica Moldova. Unul dintre cele mai grăitoare este Liceul Teoretic al Academiei de Științe din Republica Moldova, în care orele care au fost extrase din numărul general de ore au fost folosite în calitate de extensii. Extensii, dacă vreți, pentru materiile pe care elevii și le alegeau singuri. Unul dintre reproșuri Adresate cu referință la actualul sistem de învățământ este că școala nu formează personalități, nu pregătește copiii pentru viață și toate eforturile sunt, eforturile sunt îndreptate spre însușirea cât mai multor materii. Sunteți de acord cu aceste reposuri? Da, există mult adevăr în această afirmație și tocmai de aceea suntem într-o într continuă activitate și reflexie asupra modului în care trebuie să modernizăm și dezvoltăm curicula națională. Această reformă pe care am lansat-o în octombrie prin intermediul președintelui Partidului Democrat, domnul Vlad Placutniuc, și prin intermediul activităților Ministerului care consună cu această inițiativă, a fost de a crea un nou concept. Al dezvoltării curriculare, pentru că noi avem uh, peste 30 de grupuri uh, de experți, în număr de peste 500, uh, care au fost întruniți de aceste grupuri în, uh, sub auspiciile Ministerului, care au lucrat asupra evaluării curicula națională, introdusă, uh, cea care funcționează acum, a fost introdusă în anul 2010, prin urmare, funcționează de șapte ani și, fără îndoială, chiar și. Vorbind cronologic, se impun anumite schimbări. Experții însă au evaluat efectele deci utilizării acestei curicula, modul în care au fost însușite competențele de către elevi și așa mai departe. Dar în afară de aceasta, ne-am propus să avem mai multe întâlniri cu profesorii, pedagogii, elevii părinții lor în vederea discuțiilor și sugestiilor pe care am vrut să le avem de la ei în vederea dezvoltării conceptului despre curicula. Am făcut cel puțin șase întâlniri mari în zonele de nord, centru și sud ale Republicii Moldova, cu cadre didactice, universitare, cu elevi și părinți, și de la care vreau să vă spun, am cules uh, o informație extrem de prețioasă și sugestii foarte bune. Tocmai în sensul în care ne-ați întrebat conceptul pe care l-am formulat și care este gata spre a fi dat publicității, acum la sfârșitul anului 2017, conține recomandări pentru cei care în 2018 vor lucra concret la fiecare disciplină, deci la curicula pe fiecare disciplină, dar inclusiv și la dezvoltarea acestor competențe. Uh, strict legate de viață despre care vă vorbiți dumneavoastră. Și conceptul acesta va conține cu siguranță și conține deja recomandări în ceea ce privește dezvoltarea personală a elevului. De exemplu, această dezvoltare personală inclusă în disciplina dirigenție sau numită chiar dezvoltare personală va conține ore de educație în sănătate, de securitate generală, de mod de conlucrare cu familia și cu societatea, în ceea ce privește manifestarea intereselor individului și participarea în viața societății. În afară de aceasta, conceptul de dezvoltare a curicula națională va conține recomandări de includere, a, de exemplu, a, a activităților de voluntariat în curicula națională, ceea ce înseamnă că noi vrem ca elevii și tinerii să perceapă și să învețe chiar din anii de școală modul de a participa în viața societății, înțelegând că fără acest, acest lucru nicio schimbare pe care și-o doresc ei nu se poate întâmpla. Noi vorbim aici în conceptul de dezvoltare a curicula de o utilizare mai bună a mijloacelor tehnologiilor informaționare și comunicațiilor, care se impun absolut absolutamente necesar la ora actuală pentru ca o persoană se poate reuși în viață. Toate aceste lucruri, precum și, de exemplu, o mult mai profundă abordare a educației civice prin aspectul educației patriotice, prin aspectul educației prin valorile noastre identitare, culturale și patrimoniale, toate aceste lucruri se conțin în conceptul de dezvoltare a curicula care va însemna, de fapt, un fel de constituție pentru experții care vor dezvolta în mai departe aceste percepte. Și de curicula națională. Am înțeles de la foarte mulți elevi, chiar în discuțiile mele, pentru că am participat în marea majoritate din aceste șase întâlniri mari pe parcursul Republicii Moldova, că este lipsă, sunt lipsă aceste ore de formare profesională și foarte mulți tineri, la, chiar la expirarea examenelor de bacalaureat, încă nu sunt foarte siguri cum și unde ar trebui să-și utilizeze cunoștințele lor și cum să își formeze parcursul lor profesional. Cum altfel aliniem școala la ultimele tendințe ale societății? În primul rând, prin printr-o comunicare foarte bună a societății cu școala și a școlii cu societatea. Atunci când vorbim despre o mai mare participare, a tinerilor în viața societății, tocmai asupra acestui lucru trebuie să ne oprim în curicula noastră școlară, în orele de dirigenție, în orele de educație civică și în orele practice de voluntariat, dacă vreți. Iată, aici vedem noi o simbioză dintre teorie și practică care vor să îi aducă pe tineri, de fapt, din, din anii de școală în viața întregii societăți. Pentru că nu poți fi departe de societate învățând materii timp de 12 ani, chiar dacă ești încă foarte mic și termin deja om matur, personalitate de trecută de 18 ani sau 18 ani, și să nu cunoști cei ce se întâmplă sau să nu participe mai degrabă. Nu poți să zici că elevii nu cunosc, dar să nu participe. Pe parcurs cursul anului 2017 s-a discutat foarte mult despre calitatea joasă a alimentației din instituțiile de învățământ, atât în ceea ce privește diversitatea, modul de preparare, dar și calitatea propriu-zisă a produselor. Administrațiile școlilor au dat vina pe bugetul prea mic. Care este de fapt adevărul? Nu sunt bani sau există prea multă corupție și irresponsabilitate? Este greu să răspunzi uh, într-un singur cuvânt la această întrebare care este una complexă și dacă vreți opinia mea, cred că această întrebare trebuie este adresată nu doar și nu în primul rând Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Mai degrabă chiar nu vreau să spun că am fugit de responsabilitate. Cred că se impune crearea unui mecanism multipartit din care vor face parte cu siguranță toți actorii participanți la acest proces complex și foarte important pentru sănătatea copiilor noștri care este alimentația și din acest mecanism trebuie să facă parte de rând cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, bineînțeles, care deci este responsabil pentru finanțări. Dar și Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor, dar și în mod obligatoriu, administrația publică locală de nivel 1 și 2, care sunt fondatorii și de fapt responsabili gestionării finanțelor și organizatorii nemijlociți ai alimentației copiilor în instituțiile care sunt în subordinea acestora. Acest mecanism pe care urmează să-l formăm în anul 2018, pentru că am avut deja discuții preliminare cu colegii noștri care împărtășesc această viziune, trebuie să stimuleze activitatea unor experți care vor analiza foarte profund situația de aici și vor veni cu recomandări. Sigur că aici se impun mult mai multe modificări decât cele care le-a propus, de exemplu, în acest an. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în vederea modificării mai multor acte normative, hotărâri de guvern, instrucțiuni și regulamente care prevăd alimentația, dar toate aceste lucruri trebuie să fie făcute într-o simbioză cu cei care creează meniurile, de exemplu, colegii noștri de la Ministerul Sănătății, cu cei care verifică calitatea alimentelor, cei de la ANSA, cu cei care organizează, am spus-o mai sus încă o dată, o repet, licitația alimentelor și organizarea întregului proces de alimentație, administrația publică locală. Deși eu cred că schimbările în bine sunt evidente și acum, cel puțin în întrevederele mele la instituțiile de educație timpurie, în grădinițe, și părinții, și educatorii, și conducătorii instituțiilor mi-au vorbit cu certitudine despre îmbunătățirea calității alimentației copiilor prin și majorarea deci costurilor, deci meniurilor pe copil pe zi, dar și prin excluderea unor produse nocive copiilor, lucru care s-a făcut în timpul imediat anterior. Și despre aceea că noi vom continua această activitate, nu trebuie să existe niciun fel de îndoială. Sigur că trebuie să ne oprim și despre asta se discută de mult asupra legii cu privire la achiziții, pentru că... Foarte multă lume este de acord cu mine că introducerea de criteriu principal cel mai jos preț pentru ca să fie achiziționate produse, servicii sau alimente nu poate nu poate genera calitate în si, prin sine și creează probleme suplimentare celor care sunt responsabili și vor să le ofere copiilor noștri o alimentație sănătoasă acum cât privește finanțarea sigur că nu putem vorbi despre o finanțare care uh, ne ar părea suficientă dar deja de la, din anul 2018 uh, se mărește deci finanțarea uh, alimentației per copil în instituțiile de educație timpurie în grădinițe cu 2,4 lei cu cei din învățământul primar, general, secundar și liceal cu un leu și cu, pentru copiii din uh, casele de copii și instituțiile rezidențiale la fel, uh, este nu foarte mult, dar este suficient pentru a da încă un imbold pentru îmbunătățirea calității alimentelor. Recent, guvernul a oprit procesul de închidere a școlilor cu un număr mai mic de elevi. Argumentul a fost o serie de greșeli comise pe parcurs. Despre ce greșeli anume este vorba? Să știți că în activitatea noastră, nu foarte lungă, dar cu soldată cu foarte multe întâlniri, discuții și comunicare cu reprezentanții colectivilor pedagogici, elevii și părinții, ne-am convins că în comunitățile în care școlile au fost închise, unele pe bună dreptate, asta nu înseamnă că noi punem sub îndoială necesitatea acestui proces în anumite localități. Dar modul în care s-a produs el nu întotdeauna a fost unul just și nu întotdeauna a dat rezultatele scontate. Deci, în foarte multe localități, părinții sunt oarecum nemulțumiți de modul în care sunt transportați copiii la școli. Sunt îngrijorați de faptul că copiii, având în vedere că sunt legați de transport, nu reușesc să se alimenteze la timp și în modul necesar să participe la orele extrașcolare, la, la activitățile extracurriculare, tot foarte importante pentru ele. Din 2010 încoace, timp de șapte ani, procesul ăsta a avut o creștere graduală, serioasă, și au apărut foarte mulți factori care ne arată că procesul nu a fost evaluat în amănunțime. Noi, prin urmare, cu colegii de la Ministerul Educației, am elaborat patru grupuri de indicatori prin care am vrut să evaluăm următorul lucru. Care a fost impactul economic? Care au fost economiile? Dacă ele au fost de la închiderea școlilor și de la optimizarea școlilor care s-a produs și dacă. Aceste economii au fost utilizate tot în interesul sistemului educațional. Ne interesează de asemenea impactul care l-a avut optimizarea școlilor, așa cum am spus. Asupra copiilor, asupra modului de a, lor de a fi adaptat în noile școli, alimentației, transportărilor, lor la activitățile extracurriculare și, respectiv, impactul care l-a produs optimizarea asupra profesorilor care au suferit din cauza acestui lucru. În sfârșit, al patrulea grup de indicatori vrea să evalueze cum. Închiderea unor școli a influențat comunitățile locale în care aceste școli au fost închise. Ori, chiar din start, începând de la ultimul grup de indicatori, vreau să vă dau eu un răspuns pe care îl percep personal. Sigur că în foarte multe localități în care acest lucru s-a produs existența propriu-zisă a comunității, a satului, a, a cătunului a fost pusă sub semnul întrebării. Și acest lucru nu poate să ne bucure, pentru că noi, din 1300 de școli, circa 1300 de școli existente în Republica Moldova, avem peste 400 de școli mici. Și având în vedere procesele demografice, nașterea unui număr mai mic de copii, dar și procesele migraționale, de ce am ascunde acest lucru, școlile din multe sate care altădată aveau un număr mult mai mare de copii, devin și ele școli mici. Dacă ne vom axa în continuare pe închiderea tuturor acestor școli, reiese că trebuie să închidem în general sau să îi expunem către... Dispariție, marea majoritate a localităților din Republic Republica Moldova, lucru pe care nu ne-l dorim și care credem că poate fi depășit prin alte abordări, prin uh, redeschiderea, de exemplu, a unor școli primare, în anumite comunități, fiindcă observăm în unele din ele și un proces invers, în care compatrioții noștri plecați peste hotare revin și ar vrea să-și continue viața în satele lor de baștină, pentru că reușesc să investească într-un business și să-și deschidă o afacere, sau revin la profesiile lor de altă dată, în care se regăsesc. Și atunci, în cazul în care nu au unde își da copiii, cel puțin la treapta primară, la școală, sau cu atât mai mult la grădiniță, nimic nu îi poate ține de această localitate și nimic nu ne poate îndreptăți pe noi în calitate de autorități publice centrale responsabile în vederea acordării condițiilor compatrioților noștri de revenire la baștene și de restabilirea lor aici la noi acasă. Prin urmare, da, am pus un moratoriu pentru procesul de optimizare, Vrem să evaluăm tot, tot, tot ce s-a produs până acum, și către 1 februarie, mai bine zis, către sfârșitul februarie 2018. Să avem configurată noua rețea de instituții de educație, pentru că așa este primit și tradițional, că de la 1 martie a fiecărui an se configurează rețeaua de instituții de educație din Republică pentru un an care vine, pentru că nu putem deschide sau închide școli ad hoc, toate procesele acestea trebuie pregătite. Lucru pe care îl facem ne bucură pentru că găsim foarte multă informație utilă și credem că ea va fi utilizată așa cum trebuie. Să înțelegem că unele școli ar putea fi redeschise? Da, noi suntem siguri că acest lucru se va întâmpla. Repet încă o dată, și ni se pare foarte rațional că acest lucru să se întâmple, mai ales pentru școlile primare, de, deci treapta primară de studii, pentru că cei mai vulnerabili la transportare și la um, modul de a pleca de, a, de lângă casă și de lângă părinți sunt copiii de, de treapta primară de studiu. De aceea, noi preconizăm să, să redeschidem o școală primară în satul Țepilova. Raionul Soroca de asemenea o școală primară în satul Fârlădeni Raionul Hâncești de la 1 septembrie preconizăm redeschiderea unei deci, clase primare în satul Bolohani Orhei și eu cred că exemple din astea ar putea să mai fie, dar fiecare caz aparte este analizat din toate punctele de vedere începând de la solicitările părinților și a comunității locale și terminând cu rațiunile financiare și posibilitățile care ni le oferă fiecare caz aparte. Să vorbim și despre cultură. Dacă locuitorii din oraș au un acces mai mare la imentele culturale în virtutea faptului că majoritatea instituțiilor culturale sunt la orașe și cele mai multe evenimente de acest gen se organizează în mediul urban sau în apropierea orașelor, la sate situația este mai complicată. Cum ducem cultura la sate? Nici pe o clipă n-am uitat despre misiunea noastră de, așa cum spuneți dumneavoastră, a duce cultura la sate. Deși la sate, cultura există și nu ar trebui să generalizăm unele cazuri, bineînțeles, nu foarte relevante în sensul de consum al produselor culturale. E adevărat că la sate acest lucru este mai dificil, pentru că peste 500 de case de cultură din Republica Moldova, din păcate, sunt într-o stare destul de avansată de degradare, pentru că ani de zile nu au fost reparate, nu au fost încălzite și, prin urmare, au suferit această degradare continuă. Deși în multe localități în care Primarii vrednici înțeleg rolul culturii în viața comunității, acestea au fost renovate, redotate și în ele se produce o viață culturală intensă. Noi avem o serie întreagă de colective model, vorbesc aici și de colective, folclorice, etnofolclorice și colective de artă dramatică și coruri, și fanfare, și extrem de multe alte activități care se întâmplă la sate. Dar responsabilitatea noastră este de a include, aveți dreptate perfectă, comunitățile rurale în circuitul general cultural al țării. Și eu vreau să vă spun că noi am făcut tot posibilul ca acest circuit să se producă. Întotdeauna când avem activități legate, de exemplu, de ziua internațională a muzeilor sau noaptea muzeilor sau ziua patrimoniului european, care au diferite generice. Multă lume probabil că o să-mi dea dreptate. Ministerul Culturii de altă dată și Ministerul Actual continuă același lucru. Mergem în extensia activităților culturale. De exemplu, în acest an, ca să dau un cel mai proaspăt exemplu, în anul 2017, când maestrul nostru iubit Eugen Doga a 80 de ani, și când am organizat o serie de manifestări foarte frumoase în opinia noastră dedicate acestei aniversări. Nu ne-am limitat doar la concertele din concertul de gală de la Opera Națională sau concertul de, concertele de gală pe care le-am organizat chiar și peste hotare, acolo unde, are, unde există mulți compatrioți de-ai noștri, fie că e vorba de România, Ceoslovacia, Federația Rusă sau altă parte, dar am mers Către cetățenii noștri, cu aceste concerte. Am organizat cel puțin patru concerte mari în localități în care în Republica Moldova se, se găsesc cele mai importante monumente de patrimoniu cultural. Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni, în preajma ei, a fost găzduit un mare concert Doga. Castel Mimi, care este el la fel un monument de patrimoniu, a găzduit și el un concert extraordinar a maestrului Doga. Hanul lui Manuc și cetatea Sorocii, iată patru puncte de exemplu în care Cetățenii noștri, compatrioții noștri au putut veni la sursă să asculte un concert live cu orchestră simfonică, cu bânduri dintre cele mai cunoscute, cu cei mai buni interpreți de muzică ușoară și muzică academică, coruri și maestrul în persoană și acest lucru a produs o bucurie enormă. Altă dată, zilele patrimoniului. Au mers, de exemplu, în Avdarma din Utea Găgăuzia, în care artiștii teatrului de operă și balet și-au manifestat maestria. Festivalul descoperă, Mărțișor invită Maria Bieșu sunt doar câteva care demonstrează, demonstrează că astfel de evenimente sunt un bun prilej de a populariza cultura, dar și de a promova țara prin cultură. Ce surprize pregătiți pentru 2018 în acest sens? Sigur că surprizele nu vor uh, ezita să apară, pentru că de fiecare dată ne propunem lucruri originale, încercăm să nu ne repetăm. Mărțișorul în acest an, așa cum cunoașteți, spre bucuria noastră enormă a devenit parte din lista reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Universal. Prin urmare, avem doi ani la rând în care în luna decembrie se întâmplă acest miracol, dacă vreți, pentru că Republica Moldova, începând din 2013 abia, are trei elemente de patrimoniu introduse consecutiv în această listă și este vorba despre colindatul înceată de bărbați, este vorba de covorul nostru basarabian, covorul românesc, dacă vreți, coarțele, pentru că dosarul a fost pregătit împreună cu colegii, prietenii și frații noștri din România. Vorbesc de covor. Iată și o repetare a acestei experiențe în acest an. Mărțișorul a devenit parte a patrimoniului cultural universal. Prin urmare, deci această ediție a Festivalului Mărțișor din anul 2018 va fi consacrată acestui eveniment extraordinar introducerii Mărțișorului în lista reprezentativă UNESCO. Și cu siguranță va avea un program inedit, dar nu vreau să dau publicității surprizele, că altfel ieri nu mai devin surprize. Festivalul Descoperă, la care ținem foarte mult și care adună tot mai mult public în fiecare an, va fi și în acest an unul absolut deosebit. Învățăm de la an la an să-l îmbunătățim, să găsim modalități de a atrage publicul din țară, dar și de peste hotare la aceste montări. Dar vreau să vă atrag atenția că Teatrul Național de Operă și Balet se mișcă vertiginos spre îmbunătățirea, împrospătarea deci repertoriului său. Iată, doar în acest an am fost la premiera operei Macbeth absolut extraordinară, care, apropo, a a fost nominalizată și în deci în ceea ce a însemnat gala Operelor Naționale Române la București și soliștii ei de asemenea, care sunt obiectivele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru anul 2018. Dacă vorbim de educație, vorbim despre această nevoie a noastră în primul rând de a da comunității didactice, dar și elevilor și părinților o curicula națională pe disciplină renovată, modernizată, aerisită, simplificată, spuneți cum vreți, dar o curicula care va ușura adaptarea elevilor la viață și le va oferi competențele necesare fiecăruia dintre ei în realizarea parcursului lor profesional în viață. Ne propunem de asemenea ca industriile creative, dacă vorbim de. Uh, cultură, uh, să se dezvolte în mod tradițional, dar mult mai accelerat, pentru că, în acest an, ne-am propus deschiderea unui hub creativ, primul hub creativ din Republica Moldova, care iată se construiește, deja e final cu ajutorul partenerilor noștri de dezvoltare, motiv pentru care, apropo, vreau să mulțumesc în mod special partenerilor noștri de la uh, agenția USAID uh, ale Statelor Unite ale Americii care ne-a ac acordat suport apropo și în festivalul Descoperă și în uh, deci, crearea acestui hub creativ și în festivalul de modă din inimă. Pentru că aceste industrii creative se oferă și mai multe locuri de muncă și mai multe oportunități pentru oamenii din Republica Moldova, dar și să miște lucrurile înainte în domeniul culturii. Ne propunem, de asemenea, o altă abordare a atitudinei față de munca pedagogului. Vrem ca aceștia să simtă că ne-am sesizat asupra modului în care ei ne semnalau o birocratizare excesivă a activităților și nomenclatorul actelor obligatorii care va fi introdus odată cu începutul anului 2018 trebuie să reducă cu circa 40% numărul de rapoarte sau de, să zicem mai simplu, hârtii mai puțin necesare și obligatorii sau chiar formale, în vederea îmbunătățirii calității muncii pedagogilor și a timpului pe care ei îl folosesc. Vrem, de asemenea, să le demonstrăm cadrelor didactice că guvernul uh, și-a înțeles, într-un fel, scăparea de altă dată sau greșeala de altă dată de a omite taxele pentru formarea continuă din bugetul de stat și acest lucru se va produce prin uh, revenirea la tranșele pe care bugetul de stat le va transfera strictamente pentru formarea continuă a pedagogilor, astfel ca odată la trei ani fiecare din ei să poată profita de îmbunătățirea și împrospătarea cunoștințelor lor pe domeniile pe care le profesează. De exemplu, lucrăm destul de asidu prin experții noștri în grupul de lucru pe lângă primul ministru al Republicii Moldova, în vederea elaborării unor strategii de majorare a salariilor și pentru cadrele didactice și pentru persoanele angajate în domeniul culturii. Și ne propunem ca acest lucru să se întâmple gradual, dar inclusiv și în anul 2018. Vrem de asemenea să fim foarte aproape de sectorul de tineret. Pentru aceasta dezvoltăm programele de suport al centrelor de tineret. Iată și nu de mult am semnat cu reprezentanții a nouă raioane din Republica Moldova, iar procesul acesta va continua, care au identificat locuri și modul de suport financiar al centrelor de tineret din, din fiecare dintre aceste centre raionale, în care tinerii vor fi consiliați, în care le vor, le vor fi create condiții de îmbunătățire a cunoștințelor lor despre viață și despre parcurs profesional. Avem o colaborare foarte bună cu partenerii noștri de dezvoltare și la capitolul educației. În primul rând vorbesc aici despre partenerii noștri de la Banca Mondială care finanțează reforma de, din învățământul Republicii Moldova și cu cei din USAID și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și cu Ambasada Suediei bineînțeles cu Ambasada României, care sunt partenerii, partenerii noștri privilegiați și spiritual, dar și financiar și care ne-au pus umărul la dezvoltarea foarte multe lucruri în educație. Vorbesc poate în primul rând despre acele autobuse, 96 dintre ele, ultimele care au fost transmise autorităților publice locale pentru transport, transportarea elevilor, dar și acest grant de 2.800.000 de euro pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu de la noi. Și, prin urmare, nu vom lăsa fără atenție și sectorul de tineret. Bineînțeles, și sectorul de cercetare, care mai nou este în vizorul nostru, și ne vom preocupa și de, de programul național de cercetare, dar și de crearea Agenției Naționale de Dezvoltare Inovare, pentru că finanțarea proiectelor de cercetare se va produce anume prin intermediul acestei agenții și noi suntem siguri că toți cei care își doresc să-și realizeze obiectivele lor în cercetare, tinerii în primul rând, cercetătorii cu vocație care știu să își demonstreze aptitudinile, vor putea beneficia de schimbările care se produc în, în, modul de gestionare a cercetării. Aș vrea să spun câteva cuvinte suplimentar. În subordinea deci, minim Ministerului vor fi create, sunt, va fi creată o subdiviziune specială uh, cu 10 persoane angajate, care se vor ocupa în mod special de cercetare, astfel încât vreau să liniștesc toată comuni comunitatea științifică și să o asigur că, începând de la ministru și terminând cu secretarul de stat responsabil de acest domeniu de cercetare și învățământ superior, oamenii, experții angajați în acest domeniu se vor preocupa în cea mai strânsă legătură cu deci, colegii noștri de la Academie de Știință în vederea continuării lucrurilor frumoase care s-au produs acolo și îmbunătățirii acestora de o manieră hotărătoare. Sportul este de asemenea o prioritate a noastră, nu de mult am participat la gala olimpicilor. Din domeniul sportului și vreau să spun că sportul va rămâne și în continuare o prioritate pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru dezvoltarea atât sportului profesionist cât și a celui de amatori, pentru dezvoltarea abilităților sportivilor noștri și suportul lor de a participa la competiții naționale, dar mai ales regionale și internaționale și includerea acestei activități foarte necesare omului și cetățeanului pentru ca modul sănătos de viață să devină unul determinant pentru cetățenii Republicii Moldova.